Vizita inspectorilor nu le-a picat deloc bine patronilor de brutării. Nu toți respectă legea atunci când vine vorba despre condițiile de muncă și orele suplimentare ale angajaților, așa că prezența inspectorilor ITM le-a dat planurile peste cap. Cred că mai bine ar fi să aveți grijă de salariați. Da, normal. Bine, eu atât am avut de spus, nu am ce să vă zic mai mult. Păi dacă vei săptămânal, cred că am săptămânal. Săptămânal? Vă arăt registrul unii de control. Da, am văzut registrul. Okay. Ia să vă uitați. Totul a fost în regulă, măsurile care s-au dispus s-au îndeplinit. Nu ne deranjează, dar cam des. Au fost și cazuri în care inspectorilor li s-au închis pur și simplu ușile în nas. E cineva înăuntru? În doar câteva ore, controlul inspectorilor s-a lăsat cu amenzi în valoare de câteva mii de lei. Au fost controlați un număr de 8 angajatori, au fost sancționați 4 dintre aceștia pentru neconformitățile constatate și au fost aplicate un număr de 5 sancțiuni în valoare de 8.000 lei. Controlele pentru eradicarea muncii la negru vor continua în perioada următoare și în alte sectoare de activitate.